Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și astăzi avem invitați foarte deștepți. 1 și 1 sau 1 și 1. Și începem cu Andreea, 946. Da. La BAC. Da. Am dat un pic interviu peste cap, dar am promis că la începutul fiecărui interviu o să avem cât un elevator pitch. Știi ce e un elevator pitch? Eu știu, dar poate restul populației nu știa. Poate vrei să le descrieți. Îți mulțumesc că mi-ai ridicat mingea la fileu. Deja ești de acasă, te pricep foarte bine. Elevator pitch, atunci când te urci în lift, ai nimerit un investitor senzațional de la care vrei sprijin și ai la dispoziție, până ajunge el la etajul unde are el biroul, să-l convingi. Să zicem că liftul nostru va face 30 de secunde până la etajul 20. Cine ești tu și ce-ți dorești? Să-mi spuneți când să încep. Dă-i drum. Bună, eu sunt Andreea și nu aveam un plan discuția aceasta, dar dacă tot s-a nimerit, aș vrea să vă prezint o cauză pentru care eu lupt. Este vorba despre proiectul Vreau în clasa nouă al Fundației World Vision, din care am făcut și eu parte. Acum am ajuns cineva mare în lumea asta, însă mulți mai au de parcurs drumul pe care l-am parcurs eu. Dacă aveți câteva minute să vorbim și după ce ajungeți la etaj, vă las numărul meu. Lângă mine este Ana, care a luat 966. Bună ziua! Bine ai venit, Ana! Bine v-am găsit! Ei bine, numele meu este Ana, Ana Maria, de fapt. Am fost elevă, acum sunt pe punctul de a deveni absolventă, a deveni studentă. Sper eu că la facultate de drept. Provin dintr-o familie cu trei frați. Eu sunt cea mai mică dintre ei. Mai am o soră și un frate. Mai mare amândoi, evident. Ce să vă mai zic despre mine? De unde ești? De unde sunt? Sunt din Dolj, dintr-o comună, se numește Leu. Leu? Leu, da. La o distanță de 23 de kilometri de Craiova. Hai că am ajuns la etaj. Ah, ok. Am ajuns repede. Robert. Da. Bine vind. Bine v-am găsit. Spune tu cât ai luat la BAC. 993. Cum ai putut să faci chestia asta? Adică, ce ți-a lipsit să iei 10? Păi, mi-a mai lipsit de la nu programă. Contează. Nu contează. Contează. Te tachinez. Nu contează. Este excepțional ce ai reușit să faci. Felicitări. Mulțumesc. Sunt Irimia Robert, sunt din satul Budacuna și județul Vaslui. Îmi doresc să devin om de succes și să-mi practic meseria cu plăcere. Meseria fiind? Vreau să devin medic. Bine ai venit, Andra. Bine v-am găsit. Andra, vreau de la psihologie. Da. Păi, eu cred că o să intri. E pe dosar, nu? Da, e pe dosar. Da. Sper să intru. La ce medie ai făcut la BAC? Să știți că nu pare chiar suficientă. Ultima medie anul trecut la tax a fost 9,44. Ceea ce e puțin cam mult pentru media limita mea. Cât ai luat? 9,13 am media. E cea mai mică de astăzi și cu toate astea este uriașă. N-a fost ușor. N-a fost, nu. Mă numesc Andra Davidoiu și vreau să ajut lumea să se înțeleagă mai bine, să fie ok cu ei înșiși și vreau să schimb ceva, cumva, și am nevoie de ajutor. Ce fel de ajutor ai nevoie? Păi dacă a spus că e o persoană importantă care mi-ar putea schimba viitorul, mă gândesc că ăsta ar fi ajutorul. Cred că toți avem nevoie de persoane importante care să ne ajute să evoluăm și cu poate ce? Prin cunoștințe, prin ceea ce cunoaște persoana respectivă. Am ajuns la etajul 20. Ok. Deci ai vrea să cunoști pe cineva care să te mentoreze mai departe? Să te susține moral? Da. Dar poate o să găsești în facultate niște profesori buni. Da, posibil. Bine ai venit, Raluca. Bine te-am găsit. De unde vii? De la Cluj, de la Someșurece. Someșurece. Da, de lângă Cluj. Cam de la ce distanță? 25 de kilometri. Ok. Tu ești unul dintre bursierii World Vision, care a luat la BAC nota de 986. Da. E surprinzător sau de ce? Eu las o pauză după notele astea ca să înțeleagă cei de acasă. Noi ăștia care nu am luat atâta, suntem invidioși. Păi trebuia să învățați dacă voiați să nu fi o concurență atât de mare. Dacă nu v-ați dat seama deja, avem iarăși în fața voastră copii care reușesc, răzbesc, datorită lor în primul rând, dar și cu puțin sprijin de la World Vision, care îi susține să ajungă în clasa nouă. Și așa cum, după cum știți, de ceva vreme și noi susținem World Vision și ceea ce fac și astăzi vrem să vă arătăm unde sunt banii dumneavoastră.
Dacă ați donat pentru World Vision, astăzi veți vedea câțiva dintre copiii aceștia minunați care transformă bani puțini în note foarte mari la BAC. Cum ai făcut tu de la 9-4-6? Într-un fel am simțit un fel... Știi că n-am luat. Într-un fel am simțit și un fel de datorie față de toți cei care m-au sprijinit. Nu mi-au spus niciodată că au așteptările astea de la mine, însă atâta sprijin nu putea fi răsplătit decât cu o notă pe măsură, prin niște rezultate deosebite. Deși nu sunt cele mai bune rezultate, sunt convinsă că puteam foarte ușor să iau 10, dar o serie de factori au influențat faptul că eu nu am luat. Da, eu provin de la țară. Așa. Comuna se numește Galicia, probabil nimeni nu a auzit de ea decât locuitorii din Galicia. Așa. Este din județul Vâlcea și este o comună mică, cu oameni modești, simpli, pentru care agricultura și asigurarea traiului de zi cu zi reprezintă cel mai important lucru și am reușit cumva să depășesc gândirea asta. Deci tu, practic, vin dintr-o familie de țărani de la Galicia. Da, așa. Pentru că și eu vin tot dintr-una. E ok. De ce a fost nevoie de ajutor? Pentru că nimeni nu ar vrea să aibă nevoie de ajutor. Trăim într-o societate în care nu toată lumea pornește la aceeași măsură. Da. Și nu e corect. Deși asta se întâmplă peste tot, nu cu toții am fost, nu știu, favorizați să avem o situație materială bună. Și World Vision, într-un fel, a încercat să echilibreze balanța pentru cei puțin nenorocoși pe partea asta, dacă hai să vorbim spune. De tine. Poți să-mi spui? Cât ești dispusă să-mi spui? Ai mei, cum am spus și la început, de la țară, țăranul român. Trei fete. Trei fete. Două gemene și cu mine. Ok. Trei fete care nu erau... Ce oameni norocoși. Da. Trei fete care nu erau niște copii mediocri. Și s-a văzut. Și odată ce au văzut că trebuie cumva să valorizeze faptul că noi am fost privilegiate să avem un intelect peste medie, ei și-au... Asta nu e niciun privilegiu, pur și simplu... Îți folosești mintea. Da. Și cum, adică cum și-au dat seama de lucrul ăsta? Au văzut notele rezultatele de la școală și laudele tuturor care ne cunoșteau și a contat pentru ei și s-au străduit. Dar e doar bagaj genetic acolo sau există motivație de acasă pentru a fi bune la învățătură? E un echilibru între toate. Adică cum? Și motivație și situație de acasă și... Toate astea au contribuit la... Cine vă încurajează să fiți așa bună la învățătură? Că nu e singura. Și surorile, nu? Tractare. Și faptul că mediul din care provenim nu e cu oamenii chiar atât de reușiți în viață, să zic. Sunt oameni modești și noi am vrut ceva mai mult de atât. Și ne-am ambiționat una pe alta, că ele au fost înaintea mea, au luat și ele note foarte mari la BAC, apoi am fost eu, a trebuit să iau și eu că... Na, surorile. De. Ne-am ambiționat una pe alta, am avut noroc. Deci, surorile tale au luat deja BAC-ul? Da, sunt anul 2 la facultate. Și ce notă au ele la BAC? Peste 9, nu mai știu cu exactitate, dar note destul de bune. Am avut o fată tot din Vâlcea, pe care o susținea bunica, spre exemplu. Pe tine cine te susține cel mai mult acasă? Cel mai mult acasă părinții, dar și World Vision a contat. Ok. Adică toate facilitățile de la World Vision mi-au dat gândirea asta mai matură, m-au maturizat. Adică? Toate taberele, chiar și bursa care m-a ajutat să-mi plătesc ce aveam nevoie la școală. E importantă bursa, nu? E. Face diferența. Face diferența între ce și ce? Între un copil care ia 9,46 la BAC și un copil care ia mai puțin. Dar de ce ar fi la mai puțin? Sprijinul financiar contează, de exemplu, eu mi-am plătit chiria în care am stat. A fost o parte din chirie și am putut să stau să învăț. Dacă îi făceam naveta, pierdeam foarte mult din zi și nu mai aveam timpul ăsta să-l învăț. Apoi, unde ați să fac naveta? Trebuia să fac naveta la 30 ceva, 40 de kilometri în oraș, în Râmnicu Vâlcea. Pentru? Pentru liceu. Pentru liceu? Da. Deci, practic, ca să poți să treci liceul, tu a trebuit să mergi, să stai în oraș.
ca să, mai ales că am intrat la un liceu foarte bun din oraș. Și dacă pierdeam timpul cu naveta, ajungeam obosit acasă. Eu nu mai aveam timp să mă ocup de teme, de învățat, de activități extra. Că i-am făcut în timpul liceului cât am stat în chirie și voluntariat. Și toate astea m-au contat. Dar zi-mi o chestie, dacă ar fi trebuit totuși să faci naveta, cam cât durează drumul de la Galicia până în oraș? O oră dus, o oră întors. În fiecare zi? Da, 2 ore ar fi contat. Și ai fi fost captivă pe niște un orar fix? Da, aș mai fi așteptat în stații, poate ploua, poate ningea. Ziceai că e important ajutorul de World Vision. Cam câți bani au făcut diferența? O sumă infimă pentru unii, 100 de lei pe lună. Stai puțin, doar 100 de lei? Da. 100 de lei fac diferența? Greu de crezut, dar da. Fac diferența pe lună. Ok, doar 100 de lei. E important, nu? Da, mai ales că nu era numai bursa. Activitățile lunare. Adică? Prima discuție cu un actor de teatru. Cine are ocazia asta dacă nu prin interviu? Adică mulți adolescenți de vârsta mea n-au făcut asta niciodată și noi am avut oportunitatea. Să cunoști oameni speciali. Da. Prima discuție cu un psiholog. Prima ieșire la film pentru copiii din mediul rural. Un grup. Da. World Vision e plin de prime experiențe pentru noi care n-am avut ocazia de la țară, fiind în mediul ăla restrâns. Și nu sunt chestii scumpe. Nu, dar care contează. Care fac diferența, până la urmă. Ai fost la mare până acum? Da. Da? Am fost, datorită muncii mele, prima oară în Grecia. Așa. Am fost la voluntariat. Și acolo, la voluntariat, am avut Teatru Forum. Așa. Teatru Forum este un teatru de improvizație în care avem doar scenele stabilite, replicile vin pe moment. Și poate să participe și publicul, să schimbe finalul piesei. Ești așa de dezinvoltă? Într-un fel, da. Deși sunt eu introvertită de obicei. Și primii 10 voluntari care aveau punctajul cel mai mult, că erau, trebuia să muncești tot anul efectiv, primeau în Grecia o vacanță, tot cu Teatru Forum, în care ne întâlneam din mai multe județe și jucam unii în fața celorlalți piesa. Și... Deci, pentru că ai făcut voluntariat, ai câștigat o vacanță. Da. Și ai fost în Grecia. Da. Dar cu familia, la mare ai fost? O singură dată. Ok. Ai mei nu sunt genul care să dea banii pe experiențe, cât pe strictul necesar, mai, genul țăranului român. Mai bine avem o pâine pentru mâine decât să ne gândim ce mâncăm mâine. Păi nu prea ai de ales. Sunt situații în care nu prea ai de ales. Da, sunt convinsă. Deci, practic, tu ai folosit la maximum fiecare 100 de lei. Da. Da? Fiecare bănuț, ca să poți să stai în oraș, să mergi la liceu, la note bune, și ai făcut și voluntariat între timp și, practic, nu știu că îți dai seama, dar tu ai schimbat o clasă socială deja. Da, se poate spune și așa. Cum o să schimbi pe următoare? Rămâne de văzut. Da. Care e planul? Planul e Cluj, asistență socială. Pentru că ceea ce au făcut oamenii World Vision pentru mine e extraordinar. Și vreau să fac și eu ceva extraordinar pentru alți oameni. Mm-hmm. Dar pentru tine ce ai vrea să faci? Să nu-mi reproșez nimic la finalul zilei. Ok. Să fiu mulțumit. Dar să știi că n-ar însemna să fii egoistă, să-ți dorești ceva doar pentru tine. Da, dar n-am fost învățată cu mentalitatea asta să fiu doar pentru mine. Eram eu și alții întotdeauna. Doar eu... Nu m-am gândit niciodată doar să-mi fie mie bine. Am auzit că e o diferență între generații, că generația asta care vine, millennials și Gen Z, ci că sunt mai puțin interesați de ei și interesează mai mult grupul. Simți chestia asta? Sunt oameni și oameni. Ok. Nu pot afirma 100% că toată generația e așa, dar nu pot afirma nici că nu sunt. Acum ai fost politicianul perfect. Deja ești foarte bun la ce faci. Practic, o să lăsăm interviul ăsta acolo pe internet și ți-l arătăm când o să ajungi într-o funcție de conducere undeva. Ți-ar plăcea să preiei puterea? La un moment dat. Dacă aș avea certitudinea că o fac bine. Dar nu te-a deranjat să organizezi un pic? Aș face câteva lucruri diferit. Cum ar fi? Principiul meritocrației. Așa. Cine merită cu adevărat să aibă funcție de decizie și să fie ales de restul grupului, nu
cum se știe prea bine că se întâmplă la noi, cine are mai multă putere financiară, face legea. Așa. Dar de ce, banii sunt o problemă? Banii sunt o problemă când nu îi ai. Ok, dar dacă cineva îi are, e o problemă? Nu e nicio problemă atâta timp cât nu uită de unde a plecat sau nu se dezumanizează sau nu se lasă condus de ei. Nu e nicio problemă să ai bani. E chiar ideal să ai bani, toată lumea își dorește să ai bani. Dar atâta timp cât nu te lași condus de bani, okay. E ok. Ai stofă de politician. Dacă ar fi un mesaj important care vrea să ajungă la mulți oameni, cât o să se uite la interviul nostru, ce vrea să le rămână în minte? Dincolo de, cum să zic eu, de mulțumirile pentru All Vision, un mesaj al tău, doar al tău. Fă rai din ce ai. Cred că e suficient de bun. Bravo. Înainte să plece, am ceva pentru tine. Cei de la Huawei ne mai dau câte un premiu, știi? Și astea sunt niște căști wireless. Să asculți muzică toată vara. Am nu știu cât de tare te pasionează pe tine gaming-ul, dar e bun și de telefon. Da, muzica... Și asta e un telefon cu ecran mare și procesor puternic. Da, mă mulțumesc frumos. Și să te bucuri de ele. Mulțumesc, Huawei. Succes. Mulțumesc mult. Și continuăm seria Aici sunt banii dumneavoastră. Aici sunt donațiile voastre, pentru că lângă mine este Ana, care a luat 9,66. Am cunoscut o fată de la Dolj care a luat 10 la BAC. Doar 9,66 mi se pare trolez. Mi se pare spectaculos ce ai reușit să faci, mai ales într-o perioadă de pandemie. Băi nene, cum ai făcut-o să iei 9,66 la BAC în 2021? A fost chiar de dificil. Întreabă-i pe colegii mei. Ia zi, tu cât ai luat la BAC? 8,85. Și este unul dintre cei mai buni dintre noi de aici. Nu cred totuși. 9,66. Da. Cum? Cum? Cu mult efort, multă muncă. Cam câtă muncă? Zilnică. Zilnică și este o muncă nu doar de un an. Adică BAC-ul nu presupune doar clasa 12. BAC-ul presupune învățat de la bun început. De când am ajuns la liceu, am învățat, m-am pregătit pentru ceea ce știam că vreau să fac mai departe. Ok. Este un cumul de factori. Adică vorbim despre învățat, vorbim despre planificat timpul, vorbim despre priorități. Nu o să spun că doar am stat și am învățat închis în casă, nu m-am mai interesat, n-am mai văzut, n-am mai auzit. Nu e așa? Și mai ales că a fost o perioadă, n-a fost nici ca anul trecut. Adică s-a făcut școală până în anumit punct fizic și apoi a fost foarte puțin online, perioada aceea de zbucium mai mult. A fost așa, a alternat fizic, online, fizic, online. Și a fost destul de dificil. Ce e drept, a fost dificil să te axezi pe ceea ce trebuie ție până la urmă, când clasa 12-a deja nu te mai interesează de celelalte materii. Te interesează de strict pe ce dai BAC-ul. Vezi de la drept. Da. Și la facultate se intră pe bază de? Dosar. Dosar. Media de la BAC. Ok, și te-ai înscris gata, nu? Da. La momentul când ne registrăm noi, practic încă nu s-au... Nu, pe 17. Pe 17 iulie așteptăm, da. Da. Emoții. Foarte mari. Da. Da. Serios, mai ai emoții. Da. 9,66 la BAC. Da, se treacă și asta și după nu mă să mai am deloc. Și după aia ce faci? După cred că o să mă bucur de facultate. Adică aștept de mult să intru la facultate. Nu știu, mi se pare că o să fie diferit. Adică mi-a plăcut și viața de liceu. N-a fost rea. Dar parcă facultatea sună mai bine. Ai putea să fii de oriunde. Dar cu toate astea tu ești din Leu. Din Leu, da. Povestește un pic despre Leu. Bun, ai o bibliotecă. Foarte interesantă. Mie îmi place mult biblioteca de acolo. Biblioteca sătească sau de acasă? Nu, biblioteca locală, de acolo. Așa. Este destul de mare comuna, foarte populată. Este comuna Leu, sat Zănoaga. Deci este destul de mare. Spuneam despre bibliotecă, mie îmi place foarte mult. Cred că am citit mai mult de jumătate din cărțile de acolo. Și cam câte sunt așa? Nu știu să vă zic, dar sunt multe. Sunt multe. Deci tu ai citit mii de cărți? Da. Cum? Da. Deja e la nivel la care... Dar ce n-ai citit? Adică ce ai lăsat deoparte? Sunt multe. Ce nu te-ai interesat din bibliotecă? SF-urile. Ai gata, s-a terminat interviul. Păi ce facem aici? Eu sunt numai pe SF? Au! Tocmai ce-am terminat acum Wayward Galaxy. Atunci mă puteți convinge să mă apuc. SF-urile. Da. Sunt cele mai frumoase povești pe care le putem spune despre viitor. Deci ne imaginăm cumva viitorul. Da? Nu știu, nu mă acces foarte mult pe viitor. Îmi place să trăiesc prezentul.
Pentru că am trebuit să te lupți un pic în prezent ca să ajungi unde ești. Da, da. Povestește, cum ai făcut tu să ajungi să colaborezi cu World Vision? World Vision ajută de obicei copii de la țară, din mediul rural, cum zicem noi aici la oraș, dar de fapt e de la țară, de acolo venim majoritatea, să treacă prin liceu? Da. Tu practic ai fost în programul vreau în clasa 9, nu? Da, da. Dar n-am fost din clasa 9. Nu din clasa 9? Nu, din clasa 10 am intrat. Okay. Am fost contactată chiar de către coordonatori. Nu mă așteptam nici eu. Sincer, nu știam nimic despre proiect și am fost puțin reticentă la început. Nu știam ce este, despre ce e vorba și în primul rând aveam semne de întrebări de ce eu. Adică atâția copii, atâția oameni care ar putea fi selectați. Te-au turnat profi. Da. Era clar, sigur. Da, așa clar. Se întâmplă. Cei din general, da, de acolo, de la Leu, m-au recomandat, aparent, și așa am ajuns să iau parte din această familie frumoasă. Deci, practic, avem vânători de talente pe la țară. Da. Pac, răsare unul, ajutați-l pe ăsta. Dar tu de ce aveai nevoie de ajutor între a 10-a? Să zicem că familia mea nu are chiar așa venituri care să exceleze. Avem un trai modest. 23 de kilometri de Craiova sunt 23 de kilometri, practic. E un sat, chiar dacă e o comună mare. Da. Dar care era provocarea cea mai mare pentru tine? Probabil că să stau în Craiova. Pentru că am ales să nu fac naveta. Deși sunt puțin kilometri până... 23? Da. Se fac rapid, destul de rapid. Ok. Știu oameni care s-au mutat și pentru 15. Ok. 15. Sunt copii de nota 9-6. Și a trebuit să stau în cămin. Ok. Da. Și am stat în cămin toată perioada liceului, cu ajutor. Care a fost cheltuielile tale într-o lună obișnuită? Hai să înțeleagă oamenii cam ce înseamnă să pleci de la țară, să duci la Craiova și să faci liceu acolo. Păi căminul ajungea undeva la 300 de lei pe lună. Chiria. Da. Așa. Cu tot cu mâncare, cazare, apă, toate acestea. A. Da. Restul erau cheltuielile de școală, adică cine mai trebuiau la școală și lucruri de genul ăsta. Și părinții încercau să acopere... Exact. Adică nu aveau de ales, trebuia să acopere toată suma. Normal, da. Că tu trebuia să te ocupi de școală. Exact. Și World Vision v-a ajutat cu... Cu această bursă și pe care am folosit-o pentru a plăti o parte din cămin. O bursă importantă. Da, normal. Într-o sumă de? De 100 de lei. 100 de lei pe lună? Da. Și... Toți copiii care stau de vorbă îmi spun că sute aia de lei a făcut diferența. Normal. Serios? Da. Da. Orice sumă contează. Da, e doar 100 de lei. Nu. Cum poți să ajute 100 de lei într-o situație de genul ăsta? Foarte bine. Adică, de exemplu, într-o lună de final, luna iunie, ajunge undeva la 100 de lei plata căminului. Pentru că e pe final și nu mai sunt așa multe costuri. Acoperă. Acoperă o lună, cum ar veni. Ok. Da. Și tu, oricum, tu mai ai familie, adică nu ești singura la părinți. Da, normal. Și banii trebuie împărțiți pentru mai mulți. Clar. Toți au nevoie. Păi ce dai la drept? Ce ai vrea să se întâmple bun pentru tine? Aș vrea să mai fac o facultate după drept. Aș vrea să dau la magistratură, sincer. Acum depinde. Îmi surâde o carieră de procuror. Clar, îmi surâde o carieră de genul acesta. Însă dacă după drept aș avea o posibilitate să mă angajez ca avocat la o companie, ar fi și mi-ar plăcea, adică ar fi super, aș rămâne ca avocat. Dar nu m-aș da înapoi de la magistratura și încerca. Dar de ce justiție? De ce partea asta de dreptate? De... Vreau să-i ajut pe oameni cu problemele pe care nici măcar ei nu cred că le au. Mulți oameni nu știu ce drepturi au. Nu li se aduc la cunoștință foarte multe lucruri. Păi da, dreptul la educație este garantat de Constituție în România. Este garantat, dar școala în România e gratis, pardon. Adică... Așa, și atunci cum rezolvăm acest conflict de natură juridică între suveranitatea Constituției, care garantează accesul și educația, accesul la educație și educația și lipsa banilor copiilor. Cred că dacă s-ar lua din locurile în care se pune mult prea mult accent și inutil, clar inutil, și s-ar puncta fix acolo unde contează, adică dreptul la educație, la fel ca și dreptul la viață, trebuie garantat încă de la naștere. Păi, așa zicem Constituția, dar sunt garantate. Sunt garantate, însă din nou educația se face privilegiat. Nu toți beneficiază de aceleași lucruri
ca și ceilalți? De unde am luat niște bani ca să-i duci acolo. Ai zis că ai luat din lucruri mai puțin importante. Unde ți se pare că facem risipă? Nu m-am gândit la asta. Te să nu la putere ca să-i decizi asta. Poate într-o zi. Poate. Înainte să pleci, am ceva pentru tine. Okay. Trebuie să spun că cei de la Huawei ne-au dat niște căști pentru toți copiii care au luat note mari. Ne mai dau niște premii așa pentru copii, dar pe lângă premiul de la Huawei, aceste FreeBuds 4i, abia sunt lansate, căști noi nouțe, fără fir, știi? Eu am niște telefoane, dar să nu le spui celor de jos. Noi avem niște telefoane de gaming adunate pe aici și o să te las să-ți alegi tu din cutiile de aici, pe care cutie o vrei. Prima. Perfect. E al tău. Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Robert. Da. Bine vind. Bine v-am găsit. Spune tu cât ai luat la BAC. 9,93. De unde vii astăzi? Vin din Vaslui, mai exact vin din Iași, că eu învăț în Iași. Din Vaslui de unde? Că ne-am mai avut, spre exemplu, oameni foarte buni din Vaslui. Am avut o fată care ne-a emoționat pe toți. Laura? Mhm. Da, am urmărit, am văzut. Ai văzut? Da. Vin din satul Buda, cum o noșești. Ok. Ai făcut naveta în timpul liceului la Iași? Nu, am stat la căminul liceului. Căminul liceului. Mm-hmm. Adică, practic, te-ai mutat în Iași pe durata liceului? Da, da, din clasa la căminul liceului? Da, da. Ok. Cam care e distanța de acasă până la Iași? Vreo 70 ceva de kilometri, cam așa. Nu prea aveai de ales? Nu. Era prea departe. Cum faci să pleci din Buda, Oșești, să ajungi la Iași și să o ții numai pe 10, așa? Că și în liceu ai ținut-o sus. Da. Cam ce premii luai tu, așa? Păi am luat premiul 3 și premiul 2. Și cred că nu mai știu exact dacă am luat premiul 3, dar am avut medii peste 9,70 în fiecare an. În fiecare an. Mm-hmm. Cum ai făcut chestia asta? De unde vine? Nu știu, probabil că de când eram mic, părinții m-au educat să încerc să fiu cel mai bun. Și, nu știu, probabil din perseverență. Și nu pot să spun că am făcut ceva special. Nu... Dar sunt mulți părinți care spun copiilor, încearcă să fii cel mai bun. Da, să ajung eu acolo la Iași, las, mă duc eu la cămin și o să văd eu ce fac. Dar tu ai ajuns la cămin și ți-ai luat învățămintele astea și puteai să îți mulțumești părinții, sunt convinși, cu un 8. Da, dar nu mă mulțumeam pe mine. Eu voiam cumva pentru mine să obțin rezultate bune și cumva să-mi asigur o medie mare și, nu știu, mă gândeam deja din clasa nouă la media de la bacalaureat și îmi doream să obțin medie mare pentru facultate. Cumva pentru mine a fost. Îmi doresc să devin om de succes și să-mi practic meseria cu plăcere. Meseria fiind? Vreau să devin medic. De ce? Păi pasiunea mea pentru medicină s-a născut încă din clasa 7-a, când am făcut prima dată cunoștință cu anatomia și nu știu... Cum ai făcut asta? Păi era materia de biologie. În teorie? Da, da. Ok. Și nu știu, mi-a plăcut foarte mult, probabil că și profesorul cumva a făcut să-mi placă materia primul în care a predat-o. Deci profesorul tău care ți-a predat anatomia la Buda... Da. Te-a făcut pe tine să-ți placă anatomia? Da. Ok. Și, na, am văzut din asta oportunitate. Mi-a plăcut mai mult decât celelalte. Cum îl cheamă pe profesorul acela? Nu mai știu. Nu mai știi, te să uiți aminte, pentru că el, practic, ți-a păsat ție pe coordonate ca să te duci către medicină. Da. Și, cumva, nu am mai avut... Nu am mai văzut în celelalte obiecte alte oportunități, doar biologia. Uh-huh. Și am decis să dau la liceu, la profil științele naturii. Un leseneu din asta? Da. Ok. Și ce ai făcut intensiv? Engleză. Există liceu de științele naturii cu intensiv engleză? Da. Păi și fizică, chimie, biologie astea? Intră la pachet, că e științele naturii. Păi asta zic, eu am făcut fizică, chimie intensiv. Da, păi la științele naturii se face bio, fizică și chimie intensiv. Uh-huh. Și am avut și intensiv engleză pe deasupra. Ok. Eu am făcut leseneu, dar m-am răzgândit între 12. Tu te duci la medicină, sigur? Da, da. Ești mai bun ca mine la capitolul ăsta, că eu am zis că nu e pentru mine. Medicina e foarte grea. Da, știu, sunt convins. Dar dacă... Nu e pentru oricine. Da, dacă practici cu plăcere și te duci țintit până ajunge medic, cred că... Uh-huh. Nu mai devine o misiune așa grea. Și totuși, de ce vezi de la medicină? Ți-a plăcut anatomia, da, și n-ai o idee mai bună? Adică, mi se pare că exagerăm așa când le cerem oamenilor 18 ani să spună vreau toată viața să fac asta.
Ești sigur că vrei să dai la medicină? Da, sunt sigur și prin faptul că mie îmi place foarte mult statutul medicului în societate. Mi se pare un statut respectat și mai mult decât atât, mi se pare o cea mai satisfăcătoare meserie. Când știi că cu mâinile tale poți face pe cineva să-l vindeci, mi se pare ceva extraordinar. Și cred că, nu știu. Aici am o problemă, să știi. Eu nu cred că ar să punem doctorii pe niște piedestale, pe niște socole de genul ăsta, că sunt și oameni. Adică da. Să nu încerci să cauți statutul ăla, că nu este ok. Te dezumanizează un pic. Am văzut doctori care își fac meseria cu foarte mult har, dar am văzut și doctori care nu pot să gestioneze foarte bine tot statutul ăsta, știi? Și important să nu uiți că ești om, până la urmă. Ajuți oameni să se vindece, dar nu-i poți chiar vindeca tu cu mâinile tale, știi? Îi ajut să se vindece. Da. E complicat, dar este una dintre cele mai frumoase meserii din lume. Și e un lucru minunat că vrei să faci lucrul ăsta. Hai să vedem un pic de unde vii. Deci ziceai că încă o dată din? Din satul Buda, acum în Oșești. Oșești. Și dintr-o familie cu câți frați? Suntem 5. Așa. Și cu ce se ocupă părinții? Părinții mei deocamdată nu lucrează. Tatăl meu a lucrat până recent, dar acum nu mai lucrează din cauza unor probleme de sănătate. Și mama a fost casnică în tot timpul ăsta. Pentru că te se ocupe cineva de copii? Da. Și dacă tata are probleme de sănătate și mama e acasă, cum se descurcă cei de acasă? Mai cu greu, dar se descurcă. Momentan mai sunt doar ei acasă și cu fratele meu mai mic. Frații mei sunt mai mari și deja nu mai stau acasă. Fă-mi un pic de inventar, deci cât sunteți? 5 copii și părinții 7. Ok, 7 oameni. O să intri la facultate? Da. N-ai de ales să devii bursier? Da. Ok, și acasă mai sunt câți? Fratele meu mai mic. Ceilalți 3 sunt și plecați? Da, da. Unde sunt? Păi fratele meu este preot, cel mai mare. Ok. Mai am o soră mai mare care a terminat tehnica dentară și o soră care a terminat facultatea de litere anul ăsta. Fantastic. Lasă-mă să ghicesc. Vă ajutați între voi ca să vă susțineți și părinții? Sau cel puțin frații mai mari? Da, ne ajutăm între noi chiar. Cu World Vision de când? Din a noua direct? Da, din clasa nouă. Am mai auzit de fundație și în gimnaziu, am mai mers pe la activități, dar ei mă susțin în proiectul din clasa nouă. Prin proiectul vreau în clasa nouă? Da, da. Și practic ajutorul lor pe parcursul liceului a fost o bursă lunară. Da, și mai mult decât atât, prin intermediul fundației m-a susținut un sponsor din străinătate și mi-a plătit căminul în fiecare lună. Și m-a ajutat foarte mult asta cu... Din punct de vedere financiar, m-a ajutat foarte mult. Cât e căminul? Depinde de lună. Dacă era luna întreagă, era aproximativ 700 de lei. Îți dă speranță să vezi pe cineva care reușește? Chiar dacă tot jocul pare a fi făcut împotriva lui. Da. Cum ți-ai găsit motivația să faci toate lucrurile astea? Încă de mic mă uitam la oamenii din comunitatea mea și nu-mi plăcea deloc modul în care ei trăiau, adică nu-mi plăcea munca câmpului, că ei cu asta se ocupau și voiam să... Nu știu, să fiu altfel eu. Și, nu știu, probabil că încă de când eram mic mi-am găsit această motivație și am găsit, nu știu, educația și școala ca singura posibilitate să pot să încontrez o viață normală. Deci, practic, școala este salvarea. Da. Evadarea de la țară. Da. Din locul care e acasă, dar nu te reprezintă. Nu că nu mă reprezintă, dar nu vreau să uit unde am plecat totuși. Da, dar nu este viitorul tău acolo. Da, clar, asta clar. Îți urez mult succes, îți mulțumesc că ai venit, dar până mulțumesc. Să plecem ceva pentru tine. Cei de la Huawei ne-au dat niște căști FreeBuds 4i, le știi? Nu. Sunt cu Bluetooth. Le bagi în urechi, se leagă la telefon și asculti muzică. Da, și poți să vorbi la telefon. Și nu știu dacă ai telefon, dar aș vrea să dăm noi unul, știi? E pe alese. Astea sunt din telefoane pe care le-am făcut noi review-uri pe aici. Oh. Și poți să alegi unul din ele. Păi, probabil că dumneavoastră să fii mai în măsură să-mi recomandați care este mai... Îl vrei pe cel mai bun? Oh, mulțumesc mult! Bine ai venit, Andra! Bine v-am găsit! Andra, vreau de la psihologie. Da. Cât ai luat? 9 și 13 în media. Cum faci să iei 9 și 13 când vii de la Ialomița? Cu foarte multă muncă. De Ialomița mai exact de unde? Din Moldoveni sunt. Moldoveni. Să știți că nu sunt foarte multe de spus. Nu e o localitatea Moldoveni din Ialomița. Da. Nu e o localitate de interesantă sau nu se întâmplă nimic special. Da, dar acolo ai crescut tu? Liniștită, da, acolo am crescut eu. Aveți o baltă? Te-ai scăldat undeva? La Moldoveni, da. Da, avem gârlă. La gârlă? Da. Ce gârlă? Ialomița. Ialomița, da. Așa. Unde ai făcut liceu?
La Urziceni, la Liceul Teoretic Grigore Moisil. Și cât e de la Moldoveni la Urziceni? Cam 20 de minute de mers cu naveta? Mașina. Da. Și cu toate astea, făcând naveta, am mai avut invitații aici care au stat la cămin. Trebuie să dai acasă cu familia. Da. Pentru că nu aveți o situație tocmai bună acasă. Nu, financiar nu. Și nu doar financiar. E un pic mai complicat de atât, nu? Da. Vrei să-mi spui, îmi povestești? Sora mea are probleme de sănătate. Când s-a născut, de fapt, cu o gâlmă pe coloană, a trebuit să fie operată din cauza faptului că nu mergea corect. După ce a fost operată, însă lucrurile n-au arătat foarte bine și a trebuit să mai fie operată de câteva ori. A mers la kineto, urmează să meargă în continuare, problemele încă nu s-au rezolvat complet, dar e pe drumul cel bun, oricum. Și mama ta trebuie să aibă grijă? Da, e însoțitor, da. Și tatăl tău lucrează ca să facă niște bănuți? Da. Pentru toată lumea? Da. Tu trebuie să duci la facultate unde? În București merg. Ok. Vedem noi ce facem și cu chestia asta, dar până una alta a fost nevoie de ajutorul celor de la World Vision pentru a putea face naveta, nu? Abonamentul a fost gratuit în ultimul an pentru elevi. M-a mers cu trenul și nu a fost neapărat abonamentul cel care era o problemă și oricum a fost decontat de școală în toți cei 4 ani. Da, dar nu asta e cea mai mare problemă. Nu. Ai și putut să o faci și fără ajutor? Naveta, da, însă au fost și lucruri de la care chiar am avut nevoie de ajutor. Cum ar fi meditațiile pe care nu mi le-aș fi permis altfel. World Vision chiar m-a ajutat foarte mult. Am avut 2 mentori care m-au ajutat și m-au susținut atât moral cât și cu materiale necesare pentru BAC. Pentru cei care se uită la noi, care poate au copii sau sunt copii, să înțeleagă cam cu cât trebuia tu să te descurci ca să faci naveta într-o lună obișnuită la liceu. 10 lei pe săptămână. 10 lei pe săptămână. Da, cam așa. Asta e bugetul tău. Da. A fost bugetul tău cât ai făcut naveta la liceu. Da. Și atât. Da. Practic, tu nu cheltuiai aproape nimic în Urziceni? Da. Nimic? Nimic. Ba da, mai luam, vă dați seama. Ce? Ca orice copil. Păi, de mâncare, mai luam o înghețată, un suc. Adică n-am fost chiar să nu... Știu, dar chiar și așa, 10 lei pe săptămână, asta e o înghețată la 3 zile. Da. Ok. Ești ok cu asta? Da. Bineînțeles. Bine, deci se poate, nu? Se poate. Se poate, da. Să faci naveta și să te descurci cu 10 lei pe săptămână și să fie în regulă lucrul ăsta. Da. Ești împăcată? Da. Perfect. Bun, și acum vrei să intri la psiho? Da. Ca să ajuți oameni? Da, să fiu terapeut. Toți invitații mei care vin prin World Vision, toți vor să ajute oamenii. De ce? Cred că faptul că am fost ajutați, poate vrem să dăm ceva înapoi. Și, nu știu, ideea de a fi bun într-o lume în care nu prea mai sunt oameni buni, e frumoasă. Ti se pare că sunt oameni răi în jurul nostru? Nu mi se pare că sunt oameni răi, doar că mi se pare că ne lăsăm cumva controlați de micile probleme și cumva nu mai băgăm de seamă și sentimentele celorlalți, poate. Ne lăsăm cumva duși de val, nu consider că există oameni răi. Există doar oameni cărora li s-au întâmplat lucrurile. Ce frumos ai spus! Mulțumesc! Mi-a plăcut! Sună bine! Știu că ce dă World Vision, afară de susținerea financiară, fac tot felul de lucruri. Cum te-au susținut ei pe tine altfel decât financiar? Ca să vadă oameni, spre exemplu, îmi zicea o fată că a participat la cursuri de actorie. A fost voluntar. Partea de voluntariat cum e? E foarte frumos să fii voluntar. Chiar săptămâna trecută am avut un proiect cu World Vision. Am făcut un fel de tabără de câteva zile la Malul Roșu. Cred că ați mai auzit. Cu copiii din clasele 04. Așa? A fost foarte drăguț. Am făcut activități cu ei, am citit, am desenat, ne-am jucat. Deci, practic, tu ești în proiectul Vreau în clasa 9 și te-ai ajutat pe cei de la World Vision făcând voluntariat cu cei din 04. Deci, practic, tu deja dai înapoi. Da, cumva, da. Nu vreau să plec, mă țin bine de ei. Da? Da. Și o să continui să faci chestia asta? Da, îmi doresc să continui. Dar știi că nu e obligatoriu. Știu. Și cum o să descurci la facultate? Să zicem că reușești totuși să intri pe locurile fără taxă? Trebuie să vii să faci naveta la București sau te stămuți în București în cazul ăsta? Mă mut la cămin. Vreau să stau la cămin, da. Și ai vrea să prinzi la locurile fără taxă și eventual o bursă? Evident, așa ar fi cel mai bine. Și dacă nu prinzi?
o să ne descurcăm cumva. Păi care e alternativa? Care e planul? Planul e, adică mi-aș fi dorit să pot munci, doar că am înțeles că orarul de la facultate nu permite neapărat, pentru că sunt ore, ba dimineața, ba seara și nu sunt foarte organizate ca la liceu, să știi că ai de la 8 la 12 sau de la 8 la 2. Sincer, nu am neapărat o alternativă eu. Părinții mi-au spus că o să se descurce, nu-i cred 100%, pentru că știu cât de greu poate să fie, dar sper că o să se descurce. Cam ăsta e planul. Ce ți-ai dorit tu pentru tine? Uite, uite așa, fast forward, da? Repede înainte în viitor, peste 10 ani. Da. Ce vrea să fi întâmplat între timp pentru tine? Unde ai vrea să fii? Să fiu renumită în domeniul psihologiei. Asta mi-aș dori pentru mine. Foarte tare, abia aștept să văd. O să ținem înregistrarea acolo pe internet și o să vedem cum o să se întâmple. Dar până să pleci, avem ceva pentru tine, pentru că avem un sponsor care ne mai dă câte o mână de ajutor când venim noi așa cu astea. Cei de la Huawei ne-au dat niște FreeBuds 4i. Sunt niște căști wireless pe care să le legi la telefon să asculți muzică. Da. Ai smartphone? Da. Da? E bun? Da. Da? Ești mulțumită de el? Da. S-ar putea să fii mai mulțumită de asta. O să dau și un telefon. Am niște telefoane de aici pe care noi le mai testăm, dar am terminat testele cu ele și aș vrea să ți le donezie. Ești de acord? Mulțumesc, da. Asta e pentru tine? Vă mulțumesc. De la mine și căștile o să-ți vină prin poștă. Da. Și îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faci, pentru străduință și îți urez mult succes și o să ne uităm la cariera ta, așa, de aici de pe margine. Și le mulțumesc mai ales celor care au donat către World Vision, pentru că și aici sunt banii dumneavoastră, nu? Da, cu siguranță. Sprijinul celor care se uită și care donează contează pentru a ajuta astfel de oameni să devină oameni. Oameni mari, nu? Da. Mulțumesc, succes. Și eu vă mulțumesc. Continuăm seria cu oamenii care iau bani puțin și transformă într-o avere, într-o bogăție. Bine ai venit, Raluca. Bine te-am găsit. De unde vii? De la Cluj, de la Someșurece. Someșurece. Da, de lângă Cluj. Cam de la ce distanță? 25 de kilometri. Ok. Tu ești unul dintre bursierii World Vision, care a luat la BAC nota de 9,86. Da. E surprinzător sau de ce? Eu las o pauză după notele astea ca să înțeleg ce de acasă. Noi ăștia care nu am luat atâta, suntem invidioși. Păi trebuia să învățați dacă voiați să nu fiu o concurență atât de mare. Ai tot celălalt din clasă sau ăștia care învață nu, în clasă? Nu, nu chiar. N-am fost niciodată prima din clasă, dar n-am fost nici ultima. Am fost așa la mijloc undeva. Cum? Cu 86 nu ai fost prima? Păi... La BAC cred că s-a făcut diferența dintre cine, de fapt nu cred că așa e, de cine învață, cine tocește și cine și-a notele pe merit. A fost un pic de competiție acolo. A fost, cel puțin la mine în clasă, chiar da. Mm-hmm. Cam câți vă băteați pe premii? Nu știu, cred că vreo 10 fete chiar ne băteam tot timpul. Era o concurență foarte mare. Și tu ce premiu ai luat între 12-a? N-am luat niciun premiu, surprinzător. Ce chestie? Da, n-am luat niciun premiu. Ai gura mare de aia, a? Chiar da. Nu-mi place să tac. În sensul că dacă cred în ceva, chiar nu... Nu pot să trec peste faptul că unii oameni mint. Mhm. Chiar dacă sunt profesori. Da. Se pare corect. Bravo. Și mie, dar nu, lor nu. Păi da, acum tu ai trecut, depășit momentul. Corect. Și le-ai arătat tu cine ia 986. Da. Chiar dacă n-am luat premiu. Chiar dacă n-am luat premiu. Felicitări. Mulțumesc. Mi se pare foarte tare. Îmi place vâna ta. Mulțumesc. 986 din Someșurece, 25 de kilometri față distanță de Cluj, da. Dar liceul l-ai făcut la? La Cluj. Și din câte am auzit eu acolo la Cluj, există un pic de chestii în asta cu ăștia care vin mai de la țară. Da, cred că da. Eu n-am fost neapărat, adică n-am fost în cazul ăsta. Am avut câțiva colegi care mai râdeau așa, dar râdeam cu ei, adică râdeau în sensul că ziceau a, păi ne aduci ouă, lapte, brânză de la țară sau a, tu ești de la țară, dar niciodată nu m-a deranjat, nu pot să zic că m-a deranjat. Păi n-ai de ales. Corect. Trebuia să râd, să treacă gluma. Te înțeleg perfect. Mie mi-au pus de ziua mea pe tablă, la chimie, poza cu mine mulgând vaca. De ziua mea. Bullying, 1998. De atunci. Mm-hmm, da.
trist. Deci când vii de la țară la oraș, întotdeauna există un anumit... Da. Dar nu e doar de bine, adică noi n-am intenția doar să ne bătăm pe umăr, felicitări. Povestim despre cum se întâmplă în școală, pentru că nu toată lumea a avut noroc să se nască la oraș. Sau să aibă cine știe ce venituri. Da. Și unii dintre noi au nevoie și de ajutor. Nu? Da. Pentru că merită. Sau oameni care merită ajutor. Și tu ai meritat ajutorul. Da. Și ai luat niște bănuți, primiți și prin World Vision, și le-ai arătat tu cine e. Da. Cine poate. Cum ai ajuns tu să fii bursieră World Vision? Povestește-ne un pic. E o poveste foarte ciudată. Am fost la mine în sat, la Căminul Cultural. Am fost așa mai mulți copii invitați de părintele din sat, că au venit niște reprezentanți de prin state, cred. Da, din state. Au venit la Sămeșul Rece să ne vadă și era un coordonator de la World Vision cu ei. Și eu vorbeam foarte bine engleză în clasa a șaptea, cred că treceam în a opta, mai știu sigur. Învățat la școală sau ai învățat singură? Am învățat la școală, am avut o profesoră foarte bună, pot să zic că de la ea am învățat engleză, că la liceu n-am prea progresat cu engleza. Și vorbeam, aveam un accent, aveam British accent foarte... Really? Yeah. Dar s-o cam dus cu timpul, că nu l-am prea perfecționat. Și așa am ajuns. M-a contactat un coordonator de la deci, World practic, Vision. Ți-a plăcut, ai avut o profesoară care te-a învățat engleză, da. Ai prins repede engleza și când au venit niște oameni în sat, ai putut să vorbești cu ei. Da. Și le-ai câștigat simpatia. Da, și le-a plăcut foarte mult de mine. Știu că o doamnă zicea că seamăn cu nepoata ei de acolo și era foarte urmită și mă tot luam brațe și m-am simțit foarte comod față de ei. Și am putut și au decis să te sponsorizeze. Da. Poți să-mi zici un pic despre familia ta, așa pe scurt? Doar da. Ce vrei tu. Tata lucrează la compania de transport din Cluj. E pe autobuzul electric sau pe la obișnuit? Nu, e electrician, nu e șofer. Electrician? Da. Tot are legătură cu autobuzele alea electrice faine de la Cluj, da. Da. Și mama a plecat în străinătate prima oară acum 10 ani, ca să avem un trai mai bun. Ok. Da, fratele meu e mai mare cu 3 ani decât mine, mă înțeleg foarte bine cu el. El a fost și el plecat cu mama în străinătate la un moment dat, acum e acasă. S-a întors. Da. Mama ta ce lucrează? Mama momentan administrează un hotel în Italia, da. A început și ea de jos, a fost și ea femeie de serviciu. Normal. Și după atâția ani, după vreo 7-8 ani, numai a reușit să fie mai sus. Ok. Da. Deci, practic, acum e bine. Da, acum chiar da. E foarte bine, nu bine. Dar cât timp stă acolo pe an? 6 luni. E acum ușor. 2 ani a stat 7 luni. Știi exact lucrul ăsta. Da, fiecare lună în plus e... Da, contează foarte mult. Dar cum reușiți să treceți peste astea 6 luni? Că sunt convins că nu e ușor. Păi... Eu devin mama familiei când mama nu e acasă. Da, păi când eram mai mici, tata încerca și tot timpul se străduia, dar îl ajuta bunica mea din partea mamei și așa au trecut ani și am învățat să fac mâncare de pe internet și acum chiar pot să zic că aș putea să administrez o casă, poate chiar 2, singură. Du-te! Da. Ce-mi place spiritul tău, ești foarte optimist așa. Da. Dar nu ți-a fost greu? Ba da. Ah, ok. A fost foarte greu și de multe ori veneam acasă și mă apucam de plâns că nu mai pot. Și totuși după ce plângeam mă gândeam că acum serios plâng pentru 3 vase din chiuvetă și niște haine care trebuie împăturate. Mai zic o dată cât ai luat tu? 9-8-6. Ok. Și cu acest 9-8-6 unde te duci? La drept, la Cluj. Mm. Da, la OPB. Cu bursă? Aș vrea la buget. La buget, clar. Păi acolo intru, nu? Că aș vrea. Intri sigur? Da. Știi asta? Da. De unde știi? Păi mi-am luat meditații pentru admiterea, care e 50% din medie. Uh-huh. Și mă descurc foarte bine și la meditații. Păi da. Că n-ai de ales să faci meditații. Păi da, că e un examen pe care nu-l prea întâlnești. Adică la școală nu se predă raționament, logic, doar logică. Da, adevărul e că ce logică poate să fie?
Ok. Și totuși ai făcut naveta. Ai făcut naveta, da, la liceu în fiecare zi. Cam cât îți lua naveta? Sunt curios. Cam o oră făceam din cauza că era aglomerat. Dus? Da, dus. Ah, ok. Și întors cam 30 de minute. Dar pierdeam foarte mult timp, că nu erau autobuze din oră în oră. Erau așa două autobuze, unul la 2:30 și unul la 3:30 și dacă nu-l prindeai, rămâneai în oraș. Sau veneai cu alt autobuz, doar că nu ajungeai în Someș. S-a întâmplat vreodată să fii nevoită să ajungi pe jos, acasă? Nu. E prea departe totuși. Da. E cam greu. Da, da. Mie mi s-a întâmplat. Aveam și eu două autobuze, wow, pe zi. Mm-hmm. Asta stăteam la ocazie. Da. Să mai merge la ocazie la voi? Da. Ai mers la ocazie? Da. A, știi cu... Da, e cu ea, mă nene. Și merge? Merge. Cam mie nu prea place și nu mă prea las ai mei să mă duc cu ocazie. Păi că... înțeleg, că ești fată. Da. Dar de nevoie... Te-ai scurcat. Da. Cu mama pe WhatsApp. Da, sau la telefon. Da, mami, am urcat să... Ok. Uneori trebuia să fie și fals. Ca să nu... creadă cineva că sunt chiar singură. Trebuia să zic da, mami, și să mă prefac că închid, dar nu era nimeni la telefon. Ai cont pe TikTok? Am. Și faci acolo? Postezi ceva sau doar nu te uiți? Nu postez, doar mă uit. Am auzit că tot mai puțină lume postează chestii, mai, da, mult, mai mult se uită. Da, dar acum dacă am scăpat de liceu și de bullying de la liceu, pot să zic că da, pot să mă apuc. Asta era singura chestie care te ținea pe loc? Da. Mi-era rușine, că, adică nu rușine, mi-era groază de colegii mei. Și o să se schimbe totul peste noapte la facultă? Poate. Ok. Sau poate că te schimbi tu. Da. Și poate îmi fii mai multă încredere în tine. Ok. Pentru că ai cu ce? Dacă ai avut nevoie să demonstrezi ceva, eu cred că ai demonstrat. Nu? Da. Și o să fie bine. Mulțumesc că ai venit. Înainte să plecem ceva pentru tine. În afară de faptul că oamenii donează în fiecare lună și susțin copiii care așa prin World Vision, noi am sunat pe cei de la Huawei și au zis că ne dau niște căști să asculți muzică. Wow. True wireless, niște căști pe Bluetooth pe care le legi la telefon. Poți să vorbești și pe WhatsApp cu mami cu ele. Yeah. O să vină prin poștă astea și okay. nu știu ce telefon ai tu dacă ești mulțumită de el, dar îți mai dau eu unul. Asta cred că o să fie un pic mai bun. Wow! Este un telefon mulțumesc, de gaming. Mulțumesc, sunt foarte surprinsă. E un telefon cu baterie mare, cameră bună, niște boxe foarte puternice. Practic poți să te uiți pe el. E de gaming. Dar nu trebuie să faci neapărat gaming. Îți place să te joci pe telefon? Da. O să te joci. Mulțumesc! Este de la noi. Îți mulțumim că ai venit încă o dată. Mulțumesc! Felicitări încă o dată pentru nota ta. Mulțumesc! Și să ai succes în carieră și să ajungi acolo unde îți dorești tu. Mulțumesc. Adică? Da. Criminalistică. A mai avut o fată care tot așa voia să-i prindă pe hoți. Eu vreau să-i pozez. 48 de megapixeli, uite acolo, oh, poți să te antrenezi. Uite cu asta. Și nu uitați că dacă v-a plăcut, trebuie să dați like, share și subscribe, că așa e frumos. Și la Cluj și peste tot. Și să nu uitați să donați la World Vision România, ca să ajungă copiii la fel de plin de succes, cum am ajuns eu, sau poate mai plin de succes. O zi faină!